Mult. Memorandumul inventat în ultimul moment de guvern nu schimbă neapărat situația grevei profesorilor, iar sindicaliștii spun că executivul nu a venit nici această dată cu o soluție concretă. Iar potrivit legii, memorandumul este doar un document intern, fără o valoare juridică. Cu alte cuvinte, nu există nicio garanție că promisiunile vor fi duse la îndeplinire. Mâine este anunțat un nou protest de amploare din partea sindicaliștilor. Cristina Ștefan ne aduce chiar acum mai multe detalii. Bună dimineața, Cristina! Te ascultăm! Bună dimineața, Mădălina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sindicaliștii din învățământ au transmis că au nevoie de timp pentru a studia foarte bine prevederile din acest memorandum, însă știm că de foarte multe ori aceștia au respins ideea unui astfel de document și au cerut ca majorările salariale să fie trecute foarte clar într-un act normativ sau într-o ordonanță de urgență. Aceștia cer salarii de aproximativ 4.200 de lei pentru personalul debutant. Vor aplicarea grilei de salarizare într-un termen mai scurt decât cei 3 ani prevăzuți în ordonanța de urgență și vor de asemenea salarii mai mari decât cele prevăzute în ordonanța de urgență adoptată zilele trecute de către guvern. Vor de asemenea ca înainte să iasă public și să spună dacă vor accepta sau nu această ultimă propunere venită din partea guvernului să stea la aceeași masă cu primul ministru. Spun că, după ce vor analiza foarte bine, vor transmite dacă membrii de sindicat au sau nu încredere în acest memorandum, care este un document intern al guvernului fără o valoare juridică. Însă mâine, când mediile elevilor care susțin bacalaureatul ar trebui să fie încheiate și toți ar trebui să fie înscriși la acest examen, este organizat un protest de amploare cu aproximativ 20.000 de oameni, așadar dascălii, personalul auxiliar, cu toții își doresc să iasă din nou în stradă pentru a-și striga aceste revendicări. O să vedem dacă astăzi cei de la guvern le vor lansa o invitație sindicaliștilor, liderilor de sindicat și dacă va exista un anunț în acest sens, mai ales că luni elevii ar urma să susțină prima probă de la bacalaureat.